aspecte care le ajută pe acestea să parcurgă multe lecții de viață și să se maturizeze, pentru balanțe nu, viața nu este chiar atât de roz, pentru că avem această provocare din semnul Capricornului destul de dură și de puternică, ceea ce înseamnă că au foarte multe realizări, dar toate vin destul de muncit. Și cu o plată. Și cu o plată, exact. Da, balanțele... Și semnul opus este solicitant, da, și semnul dualist, quadrat. Semn dualist, întotdeauna oscilând între stânga și dreapta, întotdeauna o problemă în luarea deciziilor, chiar dacă o fac constrânse de viață, nu le e ușor și întotdeauna se gândesc că poate că cealaltă variantă ar fi fost mai... Întotdeauna dualismul acesta le macină cumva. Altfel, muncitoare, perseverente, sobre chiar în activități, în relație, păstrând întotdeauna în relațiile personale o rezervă, un as în mânecă, niciodată total, tocmai din cauza dualismului acesta și a fricii de a se implica total. Întotdeauna se gândește, dar dacă? Și atunci își lasă o mică rezervă. Sunt ușor speculative din perspectiva asta. Acum vor avea ocazia să mai treacă prin niște situații în care trebuie să decidă cumva, știu, așa glumind, dacă face sărbătorile cu prietenul A sau cu prietenul B, sau, adică vor trebui să ia niște decizii care vor avea implicații și în viitor. Adică ceea ce vor trebui să hotărască va implica activitatea lor de viitor. Va fi și pe un termen mediu, dacă nu chiar lung. Este important acest moment pentru că le va pune într-o situație oarecum de cumpănă. Și de alege. De aici... Bilanțul ultimilor 7 ani de tranzit al lui Chiron prin... Chiron prin semnul peștilor vine cu o atenționare foarte mare pentru nativii balanță, pentru că toate balanțele care s-au dedat la excese de tot felul, excese de vicii, excese culinare, un stil de viață dezordonat, exces de muncă, sunt atenționate începând din această săptămână pe segmentul de sănătate. Adică vom vedea foarte multe balanțe care au nevoie de un control medical sau care au tot felul de palpitații sau care simt nevoia să consulte un medic, un specialist, un terapeut. Pentru că corpul, trupul balanțelor necesită acum un fel de service, are nevoie de reparații, de îngrijiri speciale. Balanțele și-au neglijat corpul, și-au neglijat somnul sau au neglijat un stil de viață echilibrat. Și săptămâna aceasta, după Paște, s-ar putea ca unele balanțe să simtă diverse, să resimtă diverse simptome sau să simtă accentuarea unor probleme de sănătate pe care le-au mai avut și în trecut. De asemenea, se pune problema unor schimbări în viața balanțelor în ceea ce privește programul, rutina, ritmul de viață, traseele de viață. De exemplu, unele balanțe s-ar putea de la a face o banală schimbare de traseu, să nu mai ia pe la stânga, să o ia pe o scurtătură la dreapta în drumul spre serviciu, până la reconfigurarea unor rețele de oameni, de exemplu să facă vizite mai frecvente la un prieten A și mai puțin la un prieten B. De asemenea, relația cu clienții în ceea ce privește balanțele care, de exemplu, au o viață profesională ce conține un portofoliu, s-ar putea modifica astfel încât balanțele să-și întărească relația cu o anumită clientelă și să privilegieze mai puțin relația cu anumiți oameni. Stilul de viață, rutina, spuneam, starea de sănătate și relațiile profesionale sunt într-o continuă reconfigurare chiar în prima săptămână după Paște pentru nativi balanță. Da, într-adevăr, foarte frumos spus, reconfigurare pentru aceștia. Să mergem mai departe, să vedem pentru scorpioni.